V-ați întrebat vreodată cum puteți face Robux fără să plătiți bani adevărați? Astăzi vă voi arăta 3 moduri să faceți acest lucru. Haideți să începem! Dacă sunteți pe mobil, intrați pe roblox.com, site-ul de Roblox, apăsați pe acest doia și pe request desktop website, intrați la profilul vostru, dați pe creations, apăsați pe place-ul vostru, duceți-vă la store, apăsați pe add pass, acum creați-vă un game pass, deci puneți o imagine. Am ales această imagine cu un câine la întâmplare și o voi numi Donation, este un nume bun. Și dați pe Preview, Verify Upload și aveți un game pass. Doar că trebuie să-l faceți public. Intrați pe Settings aici, pe această iconiță cu Settings, pe Configure. Ok, acum intrați pe Sales, ok, dați Item for Sale și băgați preț. Eu voi băga 5. S-a salvat și acum, intrați în jocul Please Donate, link în descriere. Ok, odată ce sunteți aici, duceți-vă la un stand și țineți apăsat ca să luați. Ok, acum vă apare Game Pass-ul cu 5 Robux și voi sta aici. Și ce se va întâmpla? Oamenii vor veni, vor apăsa pe acest logo de 5 Robux, îl vor cumpăra și voi primi 70% din Robux. Adică în acest caz voi primi 3 Robux. Și nu se fac Robux foarte ușor cu această metodă. Trebuie să stați aici și așteptați ca lumea să vină să vă doneze. Și ce puteți face? Mergeți la oameni și întrebați: salut, ai vrea să-mi donezi? Dacă zic da, arată-le unde e standul tău și ei îți vor dona. Și Robux și durează 3-4 zile să vină. De exemplu, dacă cineva îți cumpără aici Game Pass-ul, atunci în 3-4 zile vei primi Robux. Oricum, ceva ce să nu faceți niciodată în jocul ăsta este să nu vă rugați de oameni. Adică nu mergeți la oameni: te rog, donează, te rog, donează, te rog, te rog, te rog, sunt sărac, te rog. Nu, pentru că îi vei enerva și nu se va mai dona nimeni. Așa că doar stai sau te și la oameni și întreabă: ai vrea să-mi donezi? Și dacă zic nu, lasă-i în pace. Ok, asta a fost prima metodă. Următoarea metodă este Microsoft Rewards. Ok, deci ce trebuie să faceți? Trebuie să intrați pe acest link, să apăsați pe acest link pe care l-a trimis Microsoft, deoarece Microsoft a făcut o colaborare cu Roblox. Odată ce ați apăsat pe link, trebuie să vă logați în contul vostru de Microsoft. Dacă nu aveți unul, dați sign up, dacă aveți unul, dați sign in și logați-vă în el. Odată ce v-ați logat, veți ajunge aici. Acum, voi trebuie să faceți un anumit număr de puncte ca să primiți chestii pe gratis. De exemplu, gift card la Roblox. Dacă faci 1500 de puncte, veți primi un gift card, adică un număr pe care îl bagi în Roblox și îți dă Robux. Le poți cumpăra, doar că aici le vei primi cu puncte doar. Și ce trebuie să faceți ca să primiți puncte? Mai întâi, prima oară când veniți aici, apăsați pe aceste lucruri. Vă vor da din câte vedeți 5 puncte. Eu le-am făcut deja. Când apăsați, o să caute chestii pentru voi. De exemplu, am apăsat pe acel avion și mi-a căutat Veneția. Ok. Asta e ce trebuie să faceți. În fiecare zi veți avea nevoie să căutați de un anumit număr de ori pe Microsoft Edge sau Bing niște chestii. Haideți să vă dau un exemplu. Deci dacă vă duceți mai sus, vedeți aici Points Breakdown și mi-arată căutare pe PC, căutare mobilă și bonus Microsoft Edge. Deci, trebuie să căutați pe Microsoft Edge sau pe Bing anumite lucruri la întâmplare. De exemplu, puteți intra pe Microsoft Edge să căutați chestii la întâmplare, cină, paste, ce vreți voi să căutați și voi veți primi puncte. În fiecare zi puteți face asta. De asemenea, odată ce ajungeți la nivelul 2, veți primi și căutare mobilă, doar că am niște probleme cu ea, de aceea n-am reușit să o fac, doar că ce trebuie să faceți practic este să vă instalați Microsoft Bing pe telefonul vostru, să căutați în fiecare zi chestia acolo, dar nu uitați să vă logați în contul vostru, că altfel nu veți putea primi puncte. Oricum, odată ce ați făcut 1500 de puncte, câte aveți nevoie pentru gift cardul Roblox, intrați aici jos, duceți-vă la cod digital Roblox și aici cred că o să vă arate ceva de genul redeem și vă va da un cod. Ce faceți cu codul? Mergeți pe roblox.com/promocodes și băgați codul pe care îl vedeți. Să zicem că e cod, am scris ceva la întâmplare, îi dați redeem și veți primi un număr de bani în contul vostru. Cu banii aia puteți face Robux și așa faceți Robux pe gratis. Ok, acum ultima metodă este creează haine. Pentru această metodă vom crea tricouri pentru că sunt cele mai ușoare de creat. Deci, vă duceți la create, vă duceți la t-shirts, la choose file și alegeți o imagine. Ce vreți voi să fie tricoul vostru?
Ok, eu ca exemplu am ales o față și acum trebuie să vă numi strigă-o cum vreți. Îi dăm upload și din câte vedeți s-a făcut. Acum, mergeți la această iconiță de setări, configure, la sales și băgați presă. Eu voi băga 5 robux. Și acum vine problema. Voi ca să faceți întregul public, ca lumea să vi-l poată cumpăra, trebuie să aveți 10 Robux și să-l dați la Roblox ca să vă publice tricou. De exemplu, din câte vedeți, dacă vreau să dau save acum, nu o să merg. Zice, you don't have enough funds to sell this t-shirt. N-ai ales un Robux să vinzi acest tricou, ai nevoie de 10 Robux. Asta zice și puteți obține 10 Robux din jocul Please Donate și apoi să faceți tricouri, deoarece. Asta vă ajută și în Please Donate. Oamenii vor cumpăra mai mult tricouri decât Game Pass-urile, pentru că tricourile le pot purta. Oamenii, dacă îl găsesc pe catalogul de haine, poate vi-l cumpără și faceți Robux din el. Oricum, cam atât a fost cu acest video, sper că v-a plăcut și v-a ajutat. Acum, dați like, ca acest video să se recomande la mai mulți oameni să facă și ei Robux. Dați subscribe, pentru că pe canalul meu fac videouri despre iteme gratis pe Roblox și nu vreți să pierdeți un item gratis. Și, în final, dați share la un prieten ca să-și facă și el Robux pe Roblox. Eu am fost Maxix. La revedere!